Dragi prieteni, e iarăși duminică seara, înseamnă că pornesc vânturile, valurile. Invitatul acestei serii este un om binecunoscut, un om de televiziune, de radio, un showman, dar pentru mine, în ultimul rând, tot mai mult și mai mult, transpare ideea că este, în primul rând, un poet. Este vorba de Sergiu Bezniski. Dragă Sergiu, îmi pare bine să te văd în platoul meu și... aș vrea să vorbim anume despre această calitate a ta de poet, mai ales privite lucrurile prin prisma recentului tău debut editorial, o carte de poeme care se numește Oamenii ca păpădiile, cu un răsunet și foarte bune opinii, am vrut să spun, cu o presă bună. În ziua de azi, gata, nu mai există presă raportat la cărți. Dar această carte, hai să ne vorbești un pic despre ea, de ce insist, fiindcă aș vrea să intenționez pe privitorii noștri că astăzi vom vorbi despre un mod cumva nou de promovare și de lansare a unei cărți. Așadar, Oamenii ca păpădiile. Cât timp te-a preocupat ideea, în cât timp ai scris-o, dacă ai reușit ceea ce ți-ai propus de la bun început? Aș vrea să pornesc de la precedenta carte, are o istorie cumva premergătoare acestei cărți. Prin martie 2020, când cineva ne-a băgat hashtag-urile stai acasă, stai în siguranță, a apărut foarte mult timp liber. Deci, inevitabil. Și am scuturat cumva carnețelele pe care am avut minte să le păstrez și am băgat acolo tot ce am scris, am creat, am gândit din 88, din secolul trecut, până în 2020. Și a apărut cartea aia, Hai de pană colorată. Este o carte mai mult intimă, ea doar se dăruiește, ea nu se vinde sub nicio formă, deși au fost oameni care au vrut să o cumpere. Zic, ți-o dăruiesc că o vrei. Eu o dau cui eu vrea. Asta, în schimb, doar se vinde și nu se dăruiește. Pentru că are un obiectiv și, dacă doriți, o să-l discutăm la timpul potrivit. Și completarea ei sau umplerea vasului a început în 2020, tot în acel an. Pentru că gânduri îți vin și îți vin fie în mașină, fie noaptea, fie la radio, oriunde îți vin gânduri. Și dacă le notezi, le dezvolți mai departe. Sunt chestiuni care, deci cartea asta, pe lângă vreo câteva poezii de dragoste, pentru că nu abundă, e una, două. Mai mult are parte de micile mele proteste vis-a-vis de tot ce a început să ni se întâmple de prin 2020 și am pus accent pe fragilitatea omului, adică ni s-a arătat și mai mult. Noi eram fragili și până în 2020, dar cumva ne-a fost evidențiată această calitate, această deschidere spre ușoara nimicire, lichidare, înlăturare, obturare, cum vrei așa poți folosi. Și eu am decis ca micile mele proteste, așa le-am zis eu, micile mele proteste, să le valorific prin poezie, prin poem. Mm-hmm. Și sunt vreo câteva... De aici a pornit cartea, de aici s-a luat și titlul. Și ca printre altele am adăugat și vreo două de dragoste, așa, ca să nu să echilibrăm situația. Da, poate vom avea timp și am zis, te rog să ne reciți ceva mai încolo, un poem la care ții, poate într-un mod mai special. Așadar, a apărut această carte și a avut loc lansarea cărții. Eu am fost la această lansare și cred că am fost surprins exact în aceeași măsură ca și majoritatea invitaților tăi, dacă nu cumva majoritatea covârșitoare. De ce am rămas surprins? Fiindcă la viața mea am participat la multe, multe, foarte multe lansări de carte.
Această formulă cumva a început să-i obosească pe toți, pe cei invitați și pe cei care vor vorbi, chiar și pe autor. Toată lumea știe ce se va întâmpla, deci nu există surprize. E bine, uite, aici la lansarea acestei cărți am văzut cu totul altceva. De fapt, n-a fost o lansare în sensul clasic pe care îl cunoaștem, cu 3-4 vorbitori sau mai mulți, depinde cât de tare vrei să plictisești publicul, știi? Bun verbul autorul aplicat. Care la urmă mulțumește sau din potrivă scrâșnește din dinți iar, în funcție de cum a mers discuția. Aici am văzut un film realizat de o regizoară foarte talentată cu participarea unor actori foarte talentați care e puțin spus sau au recitat poeme, au interpretat niște roluri gândite de Leontina. Și, dar știi cum, hai să vedem, avem un filmuleț despre acest eveniment. Despre cum a fost. Despre cum a fost și după aia revenim cu discuțiile. Bine. După părerea mea, prezentarea a fost foarte originală, nu am mai avut așa lansare de carte. Fiecare carte este o amprentă în istorie. Respectiv, prin așa ceva, se spar careva tipare și sper eu să fie mult mai interesantă pentru noile generații. Eu știu pe Sergiu că este perseverent. Datorită acestei calități, Sergiu a lansat acum această carte. O asemenea lansare de carte nu am mai avut prima dată. Ne aduc acest scenariu foarte interesant, pe care oamenilor e muște, actori. Foarte deosebit. Fiecare are un șablon la care se așteaptă să vadă. A fost altceva. Mă bucur că nu se pierde. O să poată fi revizualizată sau arătată celor care nu reușesc să ajungă. Deci o lansare de carte absolut inedită, care suntem prima dată la o astfel de, cum să zic, de lansare de carte, care n-am mai văzut o formulă pe care am văzut-o azi. Este vorba de apariția unui poet veritabil, a unui artist care simte profund. Nu că mi-a plăcut, dar sunt sigur că a plăcut tuturor spectatorilor și faptul de a privi pe mare ecran o lansare de carte este un fenomen. Și, Sergiu, chestiunea pe care o văd eu și despre care am putea și trebuie să discutăm, nu e doar faptul că a avut loc o lansare cumva mai puțin obișnuit, ortodoxă. Este vorba de o altă abordare a marii problematici de promovare a cărții. În momentul în care ne confruntăm cu această criză a cititorului despre care vorbește tot mai multă lume, în momentul în care, paradoxal, pe de altă parte, apar foarte multe cărți, foarte multe noutăți editoriale, se întâmplă practic săptămânal, iată că tu ai găsit această formulă împreună cu Leontina Vatamanu, sau cum a fost să ne spui cum a apărut acest film, de a privi altfel la carte și nu a privi, de a încerca să promovezi cartea altfel, ceea ce mi se pare extrem de important.
Da, spuneați de majoritatea covârșitoare. Eu cred că toți, 100% au venit cu clișeul ăsta la lansare. Și eu mă bucur că au venit, pentru că e greu să vii la o lansare. Tocmai pentru faptul că pornești cu asta de acasă. Eu am încercat, pentru că eu am lucrat cu fiecare invitat, lucrat. Mesaj, reamintire, reamintire și așa mai departe. Astfel încât să mă asigur că evenimentul ăsta îl organizez și el are oglindire în ochii, în sufletele oamenilor. Acum, eu mi-am spus în felul următor, dacă e să lansez cartea asta, atunci o lansez diferit. Dacă nu, atunci nu o lansez. Pentru că la lansări de carte, la fel ca dumneavoastră, eu am fost în toate ipostazele și ca prezentator, și ca invitat, și ca vorbitor. Nu condamn, nu judec, e în regulă să lansezi o carte, să ai o discuție categoric. Deci, dar nu voiam în felul ăsta. Și... și pentru că tare îmi doream un spectacol de poezie în muzicalizată, termenul ăsta cred că mi-aparține, într-o discuție cu Leontina am zis că vreau să-i dau viață cărții. Tu ești regizoare, te rog să te ocupi de asta, dacă te prinzi în horă cu mine. Și a zis cu mare plăcere. Noi avem o relație foarte frumoasă și cu Leontina și cu Virgiliu deja de mulți ani și Leontina n-avea încotro, adică să nu se prindă în horă cu mine. Și s-a prins în horă. Primul exemplar a fost dus la Leontina la birou, primul exemplar fizic l-am dat soției, dar primul exemplar de scos din cuptor l-am dus la Leontina ca ea să se ocupe de asta. Și era tocmai weekendul în față, a zis, lasă-mi weekendul la dispoziție, categoric, cât timp vrei, dar planific să, în decembrie, să lansez cartea. Ia-ți cât timp vrei, dar în decembrie să fie gata filmul. Ne-am stabilit niște piloni, bineînțeles, temporali, pentru că altfel nu poți, fără date limită. Și ne-am întâlnit săptămâna ce a urmat, eu m-am odihnit, că am plecat la Nistru, nu știu unde. Și după ce ne-am întâlnit, prima întâlnire la o cafea, Leontina zice, eu văd asta, sunt aici patru rânduri care le-aș pune ca început, ca bază, structural, mi-a explicat matematico-arhitectural cum vede ea filmul. Și mi-a plăcut. Din prima... Am zis că, pentru că există riscul, când hai să mai căutăm o idee, hai să mai căutăm, știm potmolești și după asta nu mai vrei să cauți. Dar chiar mi-a plăcut ideea ei inițială de a împărți ecranul în patru părți, în două părți, pentru că dumneavoastră ați văzut filmul și ați văzut că apar aceiași oameni pe două, în două, trei, patru exemplare. Și de acolo am pornit tot. Restul e logistică, ca să nu iau tare mult din timp. Și chiar în ziua lansării, pe 20 decembrie, când a venit lumea aici, la Chișinău, am lansat-o, tot a venit cu gândul că va fi o lansare ca toate lansările. Nici nu se așteptau că se va mai deschide ușa să intre undeva. Ei erau deja o parte din ei, mulțumiți, ne-am văzut, minunat, atât e de bine, zic, stai și bine, că tu încă n-ai văzut nimic. A, deci trebuie ceva, da, intrați în sală, vă rog. Și abia după ce intra în sală, abia, și eu am cules tare multe vorbe frumoase, deci impresii frumoase de după, tocmai pentru că oamenii nu se așteptau. Exact același lucru s-a întâmplat și la București. Și mai mult decât atât, când am fost la București la sfârșit de ianuarie, m-am oprit la un hotel. Mă cunoșteam cu managerul general al hotelului, aveam discuții de mai de mult. Mă cunoșteam de asta și m-am oprit acolo. Și bineînțeles că am invitat-o. Ea a venit cu mama și încă două prietene la Muzeul Țăranului. Ok.
La sfârșit s-a apropiat, când a stat după, s-a apropiat și ziceam o idee. Zic că discutăm mâine, că eu mai eram la București. Și a doua zi ne-am întâlnit. În primul rând am mai tras o lansare la hotel, acolo chiar pe loc. În al doilea rând zice, am o idee să facem un turneu prin România. Zic, bun, cum îl vezi? Prin hotelele unde le avem noi, deci până la urmă am aranjat. Tu vrei să vorbești despre turneul pe care l-a lăsat Isalai în România? Da. Da? Nu. Despre asta o să vorbim ceva mai târziu și am să explic imediat. Eu am legat-o cu... Am să leg eu. Așadar, cine n-a fost la această lansare, ar trebui încă o dată să spun că lansare în sensul clasic n-a existat. A existat un film pe care l-a văzut toată lumea, de jumătate de oră, cred că, în zona asta. Și, dar este adevărat, oamenii vin la lansare și pentru simplul fapt de a se întâlni cu colegii, de a schimba două, trei vorbe, mai ales că timpurile sunt astfel încât mai rar ieși, nu știu, mai multe lucruri. Știi că pe mine și pe mine m-a obsedat și mă obsedează această mare problemă, de ce nu? Chiar e o problemă a lansărilor de carte care seamănă, care devin chiar uneori searbede și nu fac bine cărții. Când mi-a apărut manuscrisul Zograf, dar am avut neșansa, fiindcă a fost și s-a început și pandemia, vroiam să fac o altfel de lansare. Am făcut totuși o nelansare, cum am numit-o eu, la patimile după Iov, și-am pornit de la simplu fapt că foarte multe lume vine la aceste lansări pe care le-am spus, cu gândul să se termine mai repede totul și să mergem la un pahar de vorbă. Și atunci am spus, fraților, eliminăm această parte care vă plictisește și ne întâlnim noi, colegii, prietenii și stăm deodată la un pahar de vorbă, discutăm eventual despre carte. Tu ce ai făcut, ai putut și altfel să nu-i plictisești pe oamenii. Ați realizat cu Leontina acest film și lumea a stat și la un pahar de vorbă. Ai avut și un partener, un sponsor. Dar ceea ce urmează, iată, pornind de 20 februarie, pornind cu 20 firmori, ai un turneu în România. Ei bine, aici am vrut să... De asta te-am întrerupt, fiindcă am vrut un pic mai mult să accentuez acest fapt al unei premiere, dacă vrei. Cel puțin la noi, nu țin minte cine a avut un turneu de promovare a unei cărți. E o tradiție occidentală, știi bine, în special autorii americani, englezi, francezi. Asta fac după ce le apare cartea, se urcă într-un autobuz și parcurg uneori mii de kilometri. Așadar, am înțeles că ideea ți-a venit atunci când ai discutat cu managerul acestui hotel. Spune-ne ce orașe vei parcurge, înțeleg că în fiecare zi câte un oraș cu prezentări și cu tot. Da, sunt două puncte la care aș vrea să mă întorc din ceea ce ați spus un pic mai devreme. În primul rând, am rugat-o pe Leontina, deci noi ne-am stabilit. Eu am zis, n-ar trebui să aibă mai mult de 30 de minute, deci în zona unei jumătăți de oră, filmul. Ca din nou, oricât de interesant ar fi, să nu plictisească. Unul la mână și doi la mână și el a ieșit de 34 de minute, deci e în zonă ok. Și al doilea punct pe care îl urmăream, nu voiam, oricât de tare poate mi-aș fi dorit, din respect, din nu știu ce, am eliminat orice vorbitor, în afară de mine, pentru că eu sunt autorul cărții, deci nimeni, nici Leontina, nici mama, deși mama îmi spunea că eu m-am pregătit de acasă. Zic, da, dacă tu nu mi-ai spus nimic, da, dacă mă inviți în scenă, eu trebuie să fiu, mama fiind responsabilă, disciplinată, nimeni. Oricât de tare mi-aș dori, am zis că trebuie să mă țin în frâie și să nu... La București la fel. Aș fi putut oferi cuvânt ambasadorului Republicii Moldova în România. Nu. I-am mulțumit, s-a ridicat. După asta, hai să comunicăm cum ați zis. Acum să ne întoarcem la turneul ăsta. Ne-am întâlnit a doua zi și iată, pac, 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 hai să facem.
Și am pornit în listă cu Iașu. Eu la Iași oricum voiam să mă duc, pentru că volens nolens noi avem mai mulți cunoscuți, prieteni, grație faptului că Iașu e mai aproape. Cred că toți au cumva niște cunoscuți la Iași. Mai des mergem la Iași, poate, decât la Timișoara, un oraș în care n-am fost niciodată încă. Și am pus Iașu în capul listei, cu Iașu vom începe în 20 februarie. E ușor să faci o listă, așa, Iași, Galați, noi eram cu Elena la masă, Iași, Galați, București, Sighișoara, Cluj, Timișoara. Iată, asta ne era traseul. Acum, noi ne dădeam ambii seama că în spatele la o desenare de hartă este tare multă logistică, muncă, sunete, rezervări, tot, absolut. Am rezolvat cu logistica asta, pentru că nu mi este străină asta, știu să organizez anumite lucruri, știm să sunăm, am făcut echipă, am rezolvat. Am mai băgat un oraș pe traseu, pentru că de la Timișoara la Chișinău e drum lung, și am zis, hai să mă opresc la Brașov, hai să băgăm și Brașovul pe ei. Și Brașovul e ultimul punct. Și de la Brașov am să vin la Chișinău. Esențial este ca aceste locuri să aibă, să ne asigurăm că au un ecran, că au un proiector sau laptop, toate momentele astea pentru a proiecta filmul. Pentru că altfel eu nu pot căra toți actorii ăștia extraordinari după mine. Filmul îl pot căra, el este duplicabil. Asta e marele lui avantaj, sau marele avantaj a lansării pe care am conceput-o noi. O putem lansa oricând, o putem lansa oriunde și ne putem bucura, Leontina se poate bucura și se bucură pentru mine, actorii sunt întotdeauna cu mine, pentru că eu dacă îmi schimb locul, e altfel, e altceva. Și atunci formatul ăsta gândit eu și filmul, eu trebuie să fiu acolo cu filmul în buzunar, cum ar fi. Și partea tehnică să o rezolvăm. Și rămâne intactă orice, oamenii se schimbă. Cum spunea și Michael Jackson în aspect Change the Audience, schimbă audiența. Programul lasă-l la fel, asta nu zici că mă plictisește programul ăsta, că repeți, schimbă audiența. Uite, ne-ai spus câte ceva despre poezia pe care o scrii. Totuși, cred că asta este o surpriză pentru mulți fani de-ai tăi, că ești o persoană vizibilă, ești omul televiziunii, la radio, muncești, ești showman. Oricum, alăturarea asta, showman și poet, mi se pare mai puțin uzuală, mai puțin obișnuită. Cât de bine se împacă în tine aceste două calități? Se împacă. Și de ce nu s-ar împăca? Cumva showman. Toată lumea are poet, poetul totuși e ceva mai celest, e ceva mai... Eu aș putea descrie cum arată un poet în filosofia unui om care înțelege ce e asta. Dar și aici din nou există clișee. Poetul neapărat n-are bani. Poetul obligatoriu bea mult, fumează. Unii poeți aproape geniale asta au făcut și așa au trăit. Iată, Cioclea, de exemplu, este unul dintre L-am adus pe Cioclea pentru că îmi place foarte mult și îmi place modul lui matematic de a face poezia. Dacă are structură, el a făcut matematică la Moscova. Da. Și se simte lucrul ăsta. Tare, tare mult îmi place cum... mai mult decât atât, chiar în Oamenii ca păpădiile, am un poem în discuție cu cel mai trist poet din Europa, cum el s-a autodefinit. Eu vin cu întrebările, răspunsurile sunt luate din poemele lui. Deci, dacă am stat să descriem un poet, categoric l-am aruncat în niște paie filozofice acolo și el... Dar iată cumva se înscrie. Pentru că pe noi, pe toți, ne macină anumite lucruri și eu le-am exteriorizat așa. Mai mult decât atât, am citit lucrul ăsta și l-am căutat, am citit, ieri, alaltăieri, mai alaltăieri, chiar am căutat să găsesc exact unde am citit, n-am găsit, n-am să insist.
George Orwell spunea despre dorința de ce scrie un poet, un scriitor. Oricât de tare am vrea să fugim de asta, dar există partea asta egoistă de a vrea să rămâi în istorie. Lucrul ăsta îl spune și psihoterapeutul Irvin Yalom. Am citit. Și scriitorul. Și scriitorul, da. No, bine, el se poziționează în primul rând ca psihoterapeut. Deși scrie foarte, foarte frumos. Un romancier important. Da. Și în una din cărțile sale, privind soarele în față, pentru că el spune că două lucruri nu le poți privi în față, deschis moartea și soarele. Și în cartea asta vorbește despre cercul de reverberații pe care, deci, faci ceva și transmiți mai departe, un fel de influencer în limbajul de astăzi. Și chiar după moartea ta, oamenii tot îți pomenesc și numele, și poezia, și gândurile, și nu știu ce. Și mori atunci când moare ultimul om care ți-a pomenit ultimul gând, cumva. Cumva îți prelungește existența ta pe pământ. Nu știu cât de tare mângâie pe unii asta, dar dintr-o pornire egoistă există și chestiunea asta. Uite, ai pomenit despre poezii de dragoste, ai spus că e foarte puțină, dar înțeleg. Dar dacă te gândești cumva atunci când scrii în mod special la poezia socială, la poezia politică, la poezia care răspunde cumva la evenimentul proxim pe care îl trăiești, războiul, cum ar fi, de exemplu. Nu, eu am să iau cartea și pe puncte am să vă răspund. Poezia socială, cumva, și am zis de protestul meu, poemul de bază în cartea asta, eu îl consider cel puțin, este mie însumi, este un poem, scrisoare, epistolă, pe care eu, Sergiu Beznitschi de azi, îl scriu, îl recit, îl trimit, îl dedic lui Sergiu Beznitschi de atunci, de la 20 de ani, hai să luăm așa figurativ. Și povestesc și dau sfaturi, deși nu sunt drept poate să dau sfaturi, dar sunt tot eu și pot să-mi permit. Asta e mie însumi. Am și o poezie ca răspuns la atrocitățile din Ucraina. Se cheamă Conducătorului de Oști. Deși sunt convins, ferm convins, că noi, deși credem că știm multe, încă și mai multe nu știm. Și nu pot să vă spun ce nu știu, pentru că nu știu. Știu că nu știu. Dar multe lucruri se întâmplă în spatele nostru, chiar dacă, foarte interesant, deși suntem asaltați de informații, suntem mai dezinformați ca altă dată. Și interesant că frunzăream, căutând unde a spus Orwell despre egoismul ăsta de a dori să rămână istorie, am dat peste niște articole de ale lui, scrise înainte de război, în timpul războiului, până în 50, până a murit el. De parcă scrie azi, absolut azi, despre controlul totalitarist a unui stat, despre manipularea în presă, despre propagandă, despre... Este incredibil, parcă m-aș întâlni după emisiune cu el, atât de adevărat, atât de despre noi, atât de despre timpurile pe care le trăim. Deci este, are partea socială cartea. Da, mă gândesc că cum, ce să te mai întreb în timpul care rămâne, e foarte puțin. Hai să trecem la cealaltă parte a ființei tale, cea de om de radio, de televiziune, de showman. Uite, jurnalul împlinește 13 ani, acum, în câteva zile. Și aș vrea să-mi spui, lucrezi de foarte mulți ani, cu intermitențe, da, dar de foarte mulți ani. Cum te-ai simțit și ce a însemnat jurnalul în viața ta?
Dar am să te rog să te gândești la această întrebare, fiindcă vom continua după pauză. Cu plăcere. Am revenit în studio cu Sergiu Bezniski, așadar, viața ta la jurnal. Ne-am oprit acolo în 2008-2009, când era. Foarte frumoase timpuri și aici nu mint, cu neplăcerile care au venit după, dar asta nu contează. Ca o nebuloasă, ca o, nu știu, o rachetă de mare viteză era jurnalul, a intrat. Eu am venit atunci când noi eram încă pe online. După care 5 martie, lansarea, ne aducem aminte, da. Și echipă mare, frumoasă, toți puși pe hai să creăm, hai să facem, toți erau puși. De la doamna Irina, care făcea curat, dacă o mai țineți minte, până la director. Deci toți eram, era interesant să creăm, să facem produse. Eu eram la deșteptarea dimineață. Apropo, mi-am păpat doza de trezit la 6, la 5. Hai să vedem un scurt material video despre deșteptarea din acele timpuri cu Sergiu Bezniski. Atâta pozitivism, atâta voie bună la noi în platou, încât nu poți să nu începi o zi super frumoasă cu aceste flori, cu această floare, cu acea floare și cu aceste minunate două diamante. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Astea erau trezite și Mariana și Ilinga erau... Când am venit acolo, eu umblam ca un urs, dar am reușit să mă deursizez deja. Normal. Și să mă deursuzez. Ia noi, hai să tizuim cea de-a doua oră. Da. Nu știau bătrânii noștri că noi vom folosi asemenea verb. Da. A tizui. Și oare știu toți ce înseamnă a tizui? Nevastă, vine să-ți tizuiesc ce va fi azi, ce vom face azi. Ți închipui? Ei bine. Ce crezi? Când? Da, ai dreptate. Îți spun în pauză ce cred eu. Dar eu știu când știu când va fi sfârșitul lunii. 28 februarie. Orice medic stomatolog are 5 degete. Cunosc un om care are doar 2, dar asta din dragoste pentru tâmplărie. Ia să vă povestesc despre primul din ei. Primul. Este vorba de un căluț. O înregistrare video din timpul protestelor din piața Tahrir din Cairo face furori pe YouTube. Bună dimineața! Good morning, my friend! Oh, good morning, my friend! Morning. How are you? Yes, how do you do? Please, depart yourself from the televizor! Mulțumim, dragi băieți, trei băieți și o singură iubire. Ielin Mendeleev, la revedere! La revedere? Da, și sunt mișcări din astea, dar trebuie să le învăț. Să le pun scenic la revedere. 2011, Sergiu, deșteptarea, în afara faptului că trezitul de dimineață, zic eu, trezitul noapte plină, puterea nopții, vă trezeați, nu? Eu mi-aduc aminte de o săptămână de pomină, era... în săptămâna aia s-au însurat pentru că eu mai gustam și din evenimente, deci petreceri private. Și în săptămâna aia, în septembrie 2011, cred, s-au însurat doi muzicieni cunoscuți, Vladimir Duminică, Țambalagiu, care e în Iași acum, și Marcel Ștefăneț. Ambele nunți au avut loc aproape de sediu Jurnal TV, una marți și una joi. Și s-au întins cu invitați, cu dinăi, eu n-am mai plecat acasă, pentru că mașina mi era parcată la jurnal, după așa am venit la nuntă, după nuntă la jurnal. Și bineînțeles că nimănui nu-i pasă cât de obosit ești tu,
Deci nimănui nu-i pasă. Și eu țin minte, după nunta lui Marcel Ștefăneț, joi spre vineri, atât de tare mă obosea costumul și pentru că trebuia la nuntă să... așa. Și aveam niște pantaloni scurți din aia care umblam la construcții prin curte cu ei, pe la țară. Dar aveam aruncați în mașină. Și i-am schimbat și aveam șlapi. Deci aici sus era o cămășuică cu papion, vedeți masa aia roză. Jos n-aveai treabă, cam pandemie, și n-aveai treabă ce ai jos. Și ăștia, nu mai țin minte cine erau, băieții din platou, operatorii, cumva voiau să mute mesele, mesele erau pe roți, și voiau să le mute, să facă poante pe mine, să... Și noi îmblam în emisie direct, îmblam cu masa după... Eu îmblam, zic, băi, nu trebuie să mă filmați în pantaloni scurți, și îmblam cu masa după mine... și nu le-a reușit până la urmă, că eu am ținut de masa aia, dar lucrurile astea mă trezeau cel puțin. Și îmi mai aduc aminte un lucru, un moment în care pur și simplu, deci nu poți în fiecare dimineață să fii iată așa. Dormeam, deci am venit, bine, la volan nu mai dormeam, dar dormeam, deci organismul meu dormea. Și în cască ți se șoptește 10, 9, eram cu ochii închiși și capul în jos. 3, 2, 1. Și abia în momentul ăsta m-am trezit, pentru că aia de acasă n-au dreptul să te vadă așa. Dar eu mi-am dormit somnul până în ultima secundă, înainte de a intra în emisie. Deci se întâmplau chestiuni din astea, după care te poți stinge după 2 ore și... Da, uite, cum crezi tu, ce înseamnă... Miseria asta, până la urmă, miseria asta de om, de televiziune, mulți o văd ca și de showman de altfel, dar ăștia de la televiziune, privitorul care stă acasă, mulți o văd ca o miserie, cum să zic, extrem de, dacă nu simplistă, simplă. Omul stă în studio și citește prompterul. Cam aici se rezumă totul. Prezentatorul de show, a unui show de televiziune, n-ar trebui să fie totuși un om marcat de o inteligență deosebită ca să depășească nivelul mediu al telespectatorului? Dacă să răspund exact la întrebarea pe care mi-ați pus-o, eu cred că un om care lucrează în televiziune, nu contează că e pe sticlă sau e în afara ei, trebuie permanent să citească. Și nu site-urile de pe Facebook. Să citească. Măcar pentru a lega literele, cuvintele, măcar pentru a ști unde se pune virgula exact, măcar pentru a ști că spațiul se pune după virgulă și nu înaintea virgulei și așa mai departe. Asta contează pentru dezvoltare. Fac un pic de abatere și discutam cu mama de ce a contat foarte mult matematica în viața mea. Deși nu mi-aduc aminte de funcții trigonometrice și integrale, deci mă uit absent. Dar asta a funcționat foarte mult în aranjarea gândurilor, gândirii, a rimelor, de ce nu într-un poem. Pentru că pe lângă muzica pe care o are o poezie, are și o structură. Și dacă îmi permiteți, mă refer la același cioclea. Parcă te uiți, pac, pac, dar când îți ridici privirea și te uiți, are o structură atât de faină și găsești și rimă și chiar unde nu e rimă, ea undeva există. Atât de bine structurat, ca să nu mai zic de cuvintele cu care jongla atât de frumos. Deci contează foarte mult pentru un om de televiziune să citească. Nu sunt original, știu. Știi, cred că la 8 din 10 emisiuni pe care le fac eu aici, în acest platou, discut cu invitații mei despre lecturi. Îi întreb ce citesc, îi rog să le spună privitorilor sfaturi în legătură cu o listă de lecturi, cum ar trebui să înțeleagă anumite cărți. Ceea ce ai spus tu, omul de televiziune și lectura, mie mi se pare deosebit de important. Dacă în presa scrisă, bine, asta e pe timpuri presa scrisă, uh-huh. Oricum se subînțelegea acest lucru, că
omul care scria trebuia oricum să mai citească. La televiziuni, oricând, de când există televiziunile, acest lucru, această relație cu lectura era extrem de convențională. Fiindcă verba volant, vorba aceea, și nu e chiar obligatoriu să cunoști gramatica în toate subtilitățile ei. Dar nu e vorba doar de gramatică. Lectura, în afara faptului că îți dă o sănătate fizică, îți dă o sănătate intelectuală. Și tu când apari pe sticlă, de fapt, un om inteligent vede că sănătatea ta intelectuală lasă de dorit. Nu? Da, dar tu altfel poți împleti cuvintele, tu altfel îți formulezi gândurile. Altfel, în momentul în care citești. Și se vede când nu citești. Pur și simplu. Se vede. Corect. Da, așa, îți mai pun o întrebare și întrebarea asta, fiindcă revenim la poezie, te va pregăti ca să te gândești în mintea ta ce poezie ai să ne reciți. Dar uite care este întrebarea. E o butadă care zice că o carte o scrie pe alta, continuând firul logic, putem spune că o carte o citește pe alta. Tu ce cărți, vorba unui titlu de carte care îmi place foarte mult, a lui Emilian Galacu Păun, ce cărți ai citit și ce cărți te-au scris? Sunt multe cărți pe care le-am citit, nu toate. Sunt unele pe care le citesc pentru că îmi place subiectul, dar nu neapărat că am să trag anumite învățăminte. Cărțile complicate de genul Arhipelagul Gulag sau Jurnalul Fericirii, Arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn și Jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt, sunt cărți care încă nu sunt terminate. Sunt cărți la care se revine. Și apropo, de dacă tot i-am pomenit pe ăștia doi, ei sunt fel de confrați, Solzhenitsyn în Uniunea Sovietică și Steinhardt în România, cam aceleași pățanii le-au avut. Cei care parcurs știu, dramatic, mă înțeleg. Tragic. Exact, da. Închisoare, reveniri din închisoare și așa mai departe. Și ambii sunt niște scriitori absolut extraordinari, pentru că Solzhenitsyn, de fapt, prin Arhipelagul Gulag, ca exemplu, îl iau. E o carte totuși de căpătâi, deși mai are cărți scrise. E o relatare istorică, dar cu atâta iscusință și atât de frumos folosește limba rusă pe care o cunoaște extraordinar, încât eu citeam și mă lingeam pe buze de modul de a combina. Exact asta face și Steinhardt, care este un intelectual de speță, Nicu, intelectual de speță înaltă, și fratele Nicolae, îmi place povestea asta, când s-a călugărit, a întrebat starețul, zice, acum eu trebuie să ascult tot ce spuneți voi, ce pot să fac? Care starețul a zis, ce poți să faci? Faci mai bine, scrii. Da, despre ce să scriu? Dumnezeu o să-ți spună, scrie. Și a scris până la moarte, în 89. În altă ordine de idei, dacă ar fi să dau altă, Irving Stone îmi place foarte mult și îmi place tocmai pentru faptul că studiază înainte de a scrie, nu stă în birou. În cazul lui Michelangelo, de exemplu, a mers 4 ani și a stat în orașul în care a crescut, a creat Michelangelo, a stat acolo, nu în deplasare. Deci 4 ani s-a dus și a stat acolo și respectiv și cartea a ieșit carte, pentru că îi simțeai praful sculpturilor lui Michelangelo citind ce a scris Irving Stone. A scris și despre Freud și despre Van Gogh. Da. Și bine, biografiile romanțate în general înseamnă un pic altceva. Decât, da. E o ficțiune și asta, da, dar cu mai multă doză de document. Bun, fiindcă nu uita că vine ora X, totuși vine, ne vei reci. Da, eu zic să... Da, un poem, dar spune-mi, te rog, ultima întrebare înainte de asta, scurt. După ce ai terminat Oamenii ca văpăviile,
te gândești, te abate gândul, te obsedează o idee în legătură cu o altă carte? Idei am, dar le las să se coacă. Ideile, okay. Ideile sunt încă înainte de... Deci ele apar, eu mi le notez. Ok. Și apoi cine știe, poate dă roade, poate nu. Vedem. Ok. Poemul. Da. Eu oricum zic să încheiem pe o notă frumoasă de dragoste, chiar dacă... Cred că chiar dacă sunt puține. Da. Se cheamă Dragostea noastră mai tematică și este dedicație soției mele. M-aș face un cerc și m-aș înscrie între unghiul tău. Și euclidian m-aș paraleliza. Simetric. Îți spun aceste vorbe sincer, fără păreri de rău, e felul meu de a te drăgosti, mai geometric. Deși sunt zile în care îmi faci capul pătrat și nepermis de mult înfrângi circumferința, aplic alte formule de iubit, e adevărat. Și împart la zero, ilegal, sentința. Ți-admir avid sistemul de coordonate și am la mână sferele-ți de influență. Iar formele ți le mănânc din ochi pe toate. Iertată fie mica mea impertinență. Tu știi să împarți iubirea ca o biseptoare, cu ochii închiși, indiferent de suprafață. Să țești din infinit o mare sărbătoare, cum face doar Chuck Norris bună dimineața. Cilindrul scot în semn de dreaptă prețuire, iubindu-ne dreptunghic pe ipotenuză. Ridic la cub umila mea de stăinuire și pe furiș discret, te pup pe un vârf de buză. Mulțumesc foarte mult, Sergiu, și pentru poem, și pentru participarea la emisiune. Asta a fost cam tot pentru ziua de astăzi. Nu rămâne decât să vă reamintesc că sunt în așteptarea filmelor de un minut. Le trimiteți pe adresa noastră concurs film@aronjurnaltv.md. Filmat în această poziție cu telefonul mobil, nu mai mult de 1 minut 59 de secunde, cele trei premii de 15, 10 și 5.000 de lei vă așteaptă. Pe duminica viitoare puteți revedea emisiunea noastră, încă o dată vă reamintesc acest lucru, pe platforma noastră YouTube Jurnal TV sau pe site-ul meu personal, vânturilecreatemevalorile.com.